Un principiu bujnăpoca, dar am trei proiecte pe care o să încerc să le exprim, bineînțeles că și cu ajutorul unor colegi. Și vi le dau ca și exemplu, pentru că sunt și alți colegi care doresc să vină cu tot felul de propuneri, care cred eu că o să fie din ce în ce mai interesante. Deci eu m-am gândit la zona de educație, pentru că până la urmă nu trebuie să uităm faptul că Clujul este capitala istorică a Transilvaniei, capitala culturală, din punctul de vedere al Transilvaniei, și avem un statut special și pe zona medicală. Deci toate aceste lucruri trebuie consolidate în anii care urmează. Și educația cred că este foarte importantă când discutăm despre aceste aspecte. Deci educație, sport și la nivel de municipiu eu sunt foarte nemulțumit de ce se întâmplă acum pe partea de refațadizare centru. Deci este un proiect despre care s-a tot discutat, dar până în acest moment nu s-a făcut și nu s-a realizat nimic. Domnul Boc, din punctul meu de vedere, este corigent la acest capitol de refațadizare a centrului.